viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! După îndelungi dezbateri, facem sau nu facem emisiune, rezistăm să facem emisiune, avem discernământ sau nu astăzi în ceea ce vorbim, pentru că nu e așa, e cald afară, ne-am hotărât totuși să ne îndeplinim sarcina trasată de partid și popor și de această comunitate, să facem emisiunea astăzi. Bună dimineața la cafeaua de dimineață, am ca de obicei două cafele, eu și invitatul, niciuna. Domnul Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața. Mulțumesc la această emisiune. Îmi spunea Bogdan mai devreme și frumos spunea că îmi trebuie două căni, una goală și una plină. Ca să, dacă vreau să beau din aia plină, dacă nu vreau să beau din aia goală. Deci eu am una plină și una goală, așa, adică golită pe jumătate. De ce? Tot mi se spune că nu știu să mă uit la partea plină a ceștii. Am înțeles. Și astăzi... E adevărat, foarte subtil, da. Nu vedeți niciodată și partea plină a paharului. Exact. Doar pe aia goală, ne criticați. Ne dar nu vă critic. De exemplu, eu... Dar vorbeam de discernământ. Nu garantez. Nici eu nu garantez astăzi. Deci, eu vreau să vă spun așa, că sunt extrem de bucuros că, în sfârșit, orașul acesta a găsit o legătură perfectă cu tot ceea ce... Am primit și o cafea. Ați văzut? Dar o să mai vină până la această emisiune, încă mulțumesc 3. Mulțumesc foarte mult. Încă 3. Nu știu dacă nimeri zahărul, dar... Nu, zahărul nu. Dar ne contează fără. Așa. Mie deci place fără zahăr. Orașul acesta a reușit să se cupleze exact în locul de unde vin binefacerile. De exemplu, mi-aduc aminte, și poate nu le țin eu bine, așa, cum domnul primar Andrei Carabelea spunea în această emisiune, mă rog, nu foarte importantă, dar noi măcar stocăm informația din ea, că cineva ne recomandă, și că pentru partea goală aceștii recomand coniac. Ei, nu, să nu exagerăm, zic. Atunci au un rom bun. Problema e că nu avem sursa la rom. Sau am pierdut sursa la rom. Vă duc eu în Băleni. Așa. Deci, bună început de emisiune. Da. Spuneam că... Foarte. Spuneam că acest municipiu s-a cuplat la locul de unde vin toate lucrurile bune. Domnul primar spunea în emisiune mai acum câtva timp că am luat hotărârea să nu mai se ridice scene pe platoul de la Curtea Domnească. Am văzut o scenă care a suportat o greutate imensă, pentru că să fii reprezentantul unei întregi instituții care nu are nevoie de autorizații când pune o scenă, Biserica Ortodoxă Română, să fii și mitropolit, să fii pe o scenă unde nu se mai pot pune scene pe un platou, e ok, că trebuie să ai legătura. Dar am văzut că acum se pune alte scene. Deci, ce se întâmplă? Asta fără discernământul nostru caracteristic. Să trecem totuși pe nuanțe de discernământ. Este foarte adevărat, după ce a fost organizat Crăciunul în fața, pe platoul Curții Domnești, în fața primăriei, decizia domnului primar și numai a dânsului a avut loc așa o dezbatere ad hoc atunci și s-a decis să nu se mai pună, să mai monteze scene la Curtea Domnească. De ce? În primul rând, acolo este o zonă istorică, este o zonă ușor afectabilă de astfel de construcții, să spunem, care sunt construcții provizorii până la urmă, că dacă gândiți-vă scena care a fost acum pe Ștefan cel Mare, dacă era pusă la Curtea Domnească, e o scenă de 18 metri, cu o greutate imensă, să nici nu mai știu câte bidoane din alea cu apă, care au o tonă fiecare, ca să stabilizeze, ca să stabilizeze scena. S-a luat această decizie pentru că, ce să vezi, Curtea Domnească, în care s-au băgat milioane și milioane, meleoane de euro, a început să se degradeze. Să se degradeze nu neapărat din cauza supra-solicitării sau a unor astfel de construcții, ci mai ales din cauza unor materiale proaste care au fost folosite. Nu pot să cred așa ceva. Să vezi, materialele astea, așa proaste cum sunt, acum ca să înlocuiești o placă
de, eu îi spun faianță, îmi cer scuze, deși ele ar trebui să fie de piatră, ai nevoie de vreo 14 aprobări și, desigur, instanța supremă, cel puțin în acest caz, pentru că în alte cazuri instanța supremă e Patriarhia. În acest caz... E Mitropolia. E Mitropolia, e Ministerul Culturii. Deci, ca să schimbi orice la Curtea Domnească, că agenția... ai nevoie de 6. Eu credeam că e Agenția de Dezvoltare Nord-Est. N-are niciun, nu știu... Bun. Acum, nu știu dacă era Agenția de Dezvoltare Nord-Est la vremea aia. Era. Prin ea s-a făcut proiectul. Adică prin... ce vreau să vă... A fost și premiat proiectul ăsta la Iași. Dar l-ați invocat pe Dumnezeu și n-am terminat, că acolo ajungeam și... Vă rog. Adică vă rog. Grația divină care ne-a permis să punem, știu ce vreți să spuneți, scena cu ocazia acelui eveniment organizat de Mitropolie. Atunci când noi am discutat să nu mai montăm o scenă în zona Curții Domnești, am învățat că aprobările să dau, desigur am fost, aș putea spune, incitați și rugați de Părintele Paroh de la Catedrală, dar și de doamna Josan, director la Cultură. În momentul în care îți vine Mitropolia cu aprobarea normal a Părintelui Paroh, ceea ce e foarte normal. Când e sub ascultare... Dar vine și de la Cultură, nu poți să spui, nu montăm scenă. Cum adică? Pentru Cultura a dat aprobare pentru scenă? Da, pentru scena respectivă, pusă de către Mitropolie. Ba mai mult, acum, la fel, există aprobare pentru scena care va funcționa pe perioada Festivalului Vacanțe Muzicale. Și atunci ne mai mirăm că unii spun așa, că justiția e pentru unii și pentru alții nu. Da, da. Justiția aprobarea divină pentru noi. Pentru justiția... toți. Deci să nu mai discutăm subiectul ăsta. Nu. Nu mai discutăm. Nu. Deci dacă mâine vom avea o scenă, nu, pe Ceahlău există deja, scuze, nu mai știu unde. Există și actorul indian care pozează în vârful muntelui. Ziceați ceva de cernământ, vă rog frumos. Păi n-ați zis că azi e fără... E la liber. Fără, da, bariere. Da. Da. Asta este situația și chiar e o situație reală și îngrijorătoare, pentru că... Bun, acum dacă tot ați să facem niște reparații la Curtea Domnească și am aflat că pot dura doar studiile, impact, studii de fezabilitate, expertiză din partea, era să zic, grafologică, dar cred că o să facem și pe ce... Aveți nevoie expertiză grafologică în dosare? Nu. Pe ce au scris copiii aia cu vopsea pe pereți? Acum mergem prea departe. Nu știu, asta cu dosarele, vedem peste tot dosare. Vedeți, aveți o jumătate plină și o jumătate goală despre care vorbim? Da, dar eu vreau să revin un pic la Curtea Domnească, mă scuzați. Așa, vă rog, chiar... Acum câțiva ani buni, niște oameni au spus așa, dom'le, proiectul ăsta în integralitatea lui, era să spun că a fost prost, nu, n-a fost prost. Bine, toate proiectele la Piatra sunt proaste. Nu, tocmai de asta am zis, că n-a fost prost. Doar alea de la primărie o parte consider că a fost inspirat, dar n-a fost realizat conform. Deci, n-a fost realizat cum trebuie. Și s-a scris atunci, inclusiv despre curte, inclusiv despre teatru, inclusiv despre procese verbale. Bine, puțin și scriam și despre Ștefan cel Mare, că și el a participat la chestia asta. Adică a pus turnul într-un loc nepotrivit. Nu Ștefan cel Mare, știți cine a participat? Turcii. Da, și turcii au participat, vinovați, turcii, da. vinovați în cazul ăsta, pentru că cel care a construit acolo este un vașnic, a fost un vașnic constructor, mare acționar la o echipă de fotbal numită Dinamo, pe numele său Turcu. Da. Turcu, da. Turcu. L-a și cunoscut, probabil. Și eu l-am cunoscut într-o sală de handbal la Sighișoara, unde arunca cu banii. Acolo spunea, v-am cumpărat arbitri, vă facem, vă dregem, vă nu știu ce. Și a primit o replică. Atunci nu pot să spun aici în platou, că ar fi destul de jenant să o spun. Dar nu pot să cred că s-au folosit materiale proaste acolo. Nu pot să cred că s-a folosit BCA.
în construcția. Da. Ați văzut unde am văzut plăcile pe scara care coboară. Deci, am văzut și de asta zic că nu pot să cred că e acolo Becea. Becea. Nu știu, nu mă pricep la materiale, recunosc, da. Dar ăla pare Becea, unde ar fi trebuit să fie piatră în mod normal. Exact. Pentru că valoarea a fost făcută ca material piatră, nu Becea. Și ca un nemernic, cum era în filmul ăla Daci, nu mai țin minte. Sau în columna. Da? Ca un nemernic care sunt întreb. Chiar nimeni nu se întreabă dacă. Cei care au făcut lucrări. La ce să întreb? Nu înțeleg. Nu, ascultați-mă un pic. Ce să fac acum primăria? Nu, eu m-aș întreba. Eu să fiu Carabelea Andrei. Așa. Hai zis, băi, ia să văd eu. Vinovat. Nu, Doamne ferește. Doamne ferește. Da. Carabelea e vinovat pentru nu, eu m-aș și întreba pentru așa. Pentru încălzirea globală. Ascultă, da, bine, pentru că încălzirea globală este. Da, aia acolo este. Da. Pentru că acolo și vacile sunt vinovate. Deci, acolo chiar sunt vacile vinovate. Da, știu. Dar eu vreau să zic altceva. M-aș întreba așa. Bă, din ăia care au semnat recepții, care au avizat chestii, mai lucrează în primărie la mine vreunul? Păi ce vreți, să depopulați primăria? Păi să știți că s-ar putea să fie o soluție. Nimeni. S-ar putea să fie o soluție. Toți oamenii care au lucrat în primărie au semnat pe toate dosarele. Da? Deci, dar sunt unii care au responsabilitate nu clară. Nu mai sunt aia responsabilii cu adevărat pentru tot ce s-a făcut înainte. Chiar nu mai sunt. Iar cei care au fost, unii au plătit, unii, știm bine, au ajuns și pe unde au ajuns. Deci asta e situația. Dar acum să spunem că Carabelea e vinovat. Eu v-am spus că Carabelea e vinovat că n-a vorbit cu Ștefan cel Mare să pună turnul puțin mai la dreapta. Dați voie să vă spun. Nu știu dacă a vorbit sau nu cu Ștefan cel Mare, dar cu Ștefan cel Tare cred că a mai vorbit n-a din când n-a vorbit în când. Niciodată. Cel puțin înainte, nu acum. Dar asta e altă problemă. Iar asta cu depopularea primăriei, ca soluție, cred că ar putea să constituie un subiect interesant de discuții în altă emisiune. Știu, e o propunere a dumneavoastră, dar care nu e fezabilă, pentru că un om format în 25 de ani nu-l poți înlocui peste noapte cu cineva care nu are niciun fel de experiență. Și vă spun asta pentru că avem un mare deficit de specialiști în primărie și mereu când vin și la dumneavoastră sau am ocazia să vorbesc public, mereu subliniez să vină domnule să se angajeze specialiști, pentru că altfel o să clacheze aia care se vede că sunt servicii, direcții, în care în loc de 10 oameni necesari, sunt 3 oameni. Și nu vine nimeni la concurs, pentru că cerințele, într-adevăr, sunt foarte mari pentru astfel de poziții. Aici vorbesc de ingineri constructori, aici vorbesc despre proiectanți. Avem o mare problemă pe anumite specializări în piața liberă. Nu găsești o firmă de proiectare sau o firmă sau un diriginte de șantier. Adică mereu ne învârtim sunt aceiași oameni. Și nu dă bine și nu numai că nu dă bine, nu e nici bine. N-am înțeles asta că nu e bine. Nu e bine, dragi tovarăși și prieteni. Știți, azi dimineață în fața redacției am avut manifestație. În sfârșit, cineva manifestă și împotriva dumneavoastră. Nu, tocmai că a fost exact invers. A fost exact invers. Adică ați manifestat dumneavoastră? Nu, au manifestat pentru mine. De ce v-au apărat? Nu, mi-au propus ceva, dar nu pot să vă spun aici în emisiune. Să vă facă șef la piață, n-aveți nicio șansă acolo, domnul Mățu. Acolo e domnul Mățu și domnul Mățu este indestructibil. Se spune că animalul acela care a creat poartă numele, are câte vieți? Nu, asta trebuie să știți. 100 și cade întotdeauna în picioare. Și cade întotdeauna în picioare. Deci aici da, poate să ia mare foc. Calitate. Exact, aici poate să ia și foc și piața și domnul Mățu tot în picioare va cădea. Nu știu, chiar nu știu când a luat foc era domnul Mățu? Cred că era prin zonă. Eu cred că era plecat. A, nu, el era plecat în concediu. E logic când se întâmplă ceva să fie în concediu. Este o chestie în general interesantă, ca lucrurile să întâmple când e plecat. În cazul gemenilor de la New York, când cei 3.000 de evrei care lucrau acolo erau toți în concediu. Asta n-am știut. Nu legem. Asta n-am știut, că 3.000 de... Eu știam, dar de cei câțiva români care au rămas. Erau 3 români. 3 români, dar ei au rămas. Adică... Păi noi rămânem întotdeauna de proști. Păi evrei au fost și în România și au plecat. Mare majoritate. Da, a crescut nivelul de trai în Israel. Păi dă, pentru că cei deștepți au plecat și au rămas noi.
Au mai rămas câțiva. Da, mă rog. Ei sunt excepțiile care întărez regula. Bun. Nu, chiar nu. Haideți să lămurim asta cu Carabelea este vinovat de toate. Nu, chiar mă deranjează. Nu, chiar... Și pe mine mă deranjează. Deci mă deranjează. Nimeni n-a spus Carabelea este vinovat de toate. Dacă vreți părerea mea proprie și personală, doar a mea, Carabelea este... Haideți să ne abținem. Astăzi, directorul de cabinet al domnului Carabelea. Țineți-vă părerea. Deci, să nu mai spun. No. Bun, haideți să spun altfel. Andrei Carabelea nu este vinovat de toate lucrurile care s-au întâmplat în primărie. Și este care vinovat... se întâmplă acum. Sunt nu se... care este vinovat de lucruri care se întâmplă acum, în măsura în care află despre ele. Exact. Și le păstrează și ia măsuri într-o formă care să nu lezeze imaginea instituției. Domnul Bălănescu, noi ne-am dorit un primar altfel. Ne-am dorit la Piatra Neamț un profil tânăr, educat, cu bun simț. Andrei Carabelea nu poate să fie cum vreau eu. Nu, sau cum aș vrea eu, agresiv. Să fie, nu știu, de multe ori mult mai dur în decizii și mă refer aici și la oameni. Pentru că el înțelege că dialogul este, până la urmă, secretul administrației. Ceea ce eu nu cred. Pentru că de foarte multe ori în administrație tot toporul e mai important decât dialogul. E un profil pe care l-am dorit și acum când îl vedem, pentru că el nu este un tip ofensiv, îi dăm bum, pentru că știe să primească. Adică cam asta se întâmplă. Îi dăm pum. Ba da, îi dăm pum din toate părțile. Dar de ce să-i dăm pum? Păi asta mă întreb. Să-i spui eu. Un lucru. Că, domnule, s-a întâmplat un lucru. Dar, domnule, competiția ecvestră n-a fost bine din cauza lui Carabelea. Ba da, a fost foarte bine. Competiția în sine a fost foarte bine. Mi-aduc aminte de povestea cu podurile. Că podurile... Ei nu se uitau la podurile de județ. Prefectul era atent la ce poduri avem noi în Piatra Neamț, care erau toate în expertiză înainte să vină el și să-și pună trese pe umăr. Mereu, lui Carabelea se găsește orice ar... Nu e bine nici cu culoarele de mobilitate urbană. Nu e bine, nu modernizăm orașul. Nu îl mai modernizăm, că asta ne-am dorit. Aici sunteți rău. Nimeni n-a spus că nu trebuie coridoare de mobilitate urbană. Nimeni n-a spus că nu e bine cu coridoare Vai de mobilitate. Vai de mine! Dumneavoastră, am spus că sunt proiectele sunt proaste. Exact. Dar n-am spus că nu e bine. N-am spus că nu e bine să se facă coridoare de mobilitate urbană. E o diferență majoră. E o diferență majoră. Prost, asta am înțeles. Păi este un proiect prost conceput. Este un proiect conceput inițial pentru asfaltatori. No. El este un... Exact. Este pentru un asfaltatori. Pentru asfalt. Deci, pentru că asta a vrut eu, fostul primar. Eu, ca un om care am învățat de la dumneavoastră despre un smart city și despre alte lucruri, am zis așa, bă, dacă tot sunt atât de harnic să vreau să asfaltez o stradă, să-i dau un pic de design este acolo. Este exclus. Trebuie să fie un sistem integrat. Păi și atunci, asta am spus eu că e un proiect prost. Din punctul ăsta de vedere. Haideți să-l facem împreună bun. Cum să-l fac bun? Poate convingeți pe aia de la Apa Serv să schimbe și tronsonul al treilea de țeavă și să nu ne mai mintă să le spună că țeava este integră acolo unde de alimentare cu apă, unde noi vom pune asfalt. Pentru că dacă nu e așa, eu aș vrea să-i văd în sfârșit pe cei de la Apa Serv că răspund penal pentru ceea ce fac. Cine vă dar oprește? Eu, nu, dar în momentul ăsta, ce pot face? Primăria nu poate să comandă pe administratorul de alimentare cu apă o expertiză. Ar trebui primăria să facă expertize la toate țevile. Dar am o societate comercială care se ocupă cu asta, care mă administrează rețeaua de apă, ceea ce e aberant. Pentru că niciun oraș din România nu a lăsat pe mâna cuiva alimentarea cu apă și transportul. Numai la Piatra Neamț. Nu controlăm transportul, nu controlăm alimentarea cu apă potabilă. Apă pe care o administrează Consiliul Județean. Iar Consiliul Județean, când simte nevoia așa să aibă vervă politică, mai sparge o țeavă, mai curge apa, mai plătesc oamenii tarifele mărite, care n-am înțeles de ce s-au mărit tarifele în condițiile în care serviciile sunt din ce în ce mai proaste către populație. Transportul e cum e.
ne batem care e mai electric dintre autobuze, ăla pe care îl cumpără primăria sau ăla pe care îl cumpără Consiliul. Cât timp va fi lupta asta sterilă, politică, și poate vorbim și despre Consiliul Local, cum se votează. Adică eu îmi fac cruce. Vii și folosești argumente politice. Cineva ieri mi-a spus, nu o să dau nume, dar mi-a zis, bă, așa trebuie să facem. Ca să arătăm că noi suntem opoziția. Opoziție, ce faci? Faci rău cetățenilor ca să râzi că tu ești în opoziție? Tu generezi răul și treci pe partea altă și ții hoțul. De fapt, tu ești hoțul. Dar asta se întâmplă de atâta timp. Nu știu, parcă s-a accentuat acum și am văzut cu ochii mei, poate n-am mai lucrat de ceva vreme în administrație și nu mai știam cum e decât în sistemul privat. Nu pot să cred că cineva are inconștiența de a se răzbuna pe oameni pentru a plăti o poliție politică. Dar asta nu înțelegeți un lucru. Nimeni nu se gândește la oameni decât la modul declarativ. O să vă spun ceva. Carabela se gândește. Carabela se gândește. Deci, și îi pasă foarte mult de oameni. El chiar, la început, și eu am crezut că e doar o retorică. Nu, lui chiar îi pasă. Și suferă pentru fiecare întâmplare. De-aia sare în apărarea lui. Nu l-am înfiat, nu l-am nici copilul meu și nici fratele meu. Deci eu l-aș înfia, sincer. Îmi dă un sentiment așa patern când îl văd. Vedeți? Păi de-aia, pentru că el e foarte bun. Cum îi spun eu, e foarte bunuț. Așa. Și lumea le-a de fraier pentru că e bun și că nu reacționează. Bun, eu niciodată nu voi înfia un fraier, adică să fie clar. Dar vreau să vă spun că lui chiar îi pasă. Bun. Revenind, a spus că, domne, eu v-am explicat cum e coridoarele de mobilitate. Să iasă din capul tuturor că noi am criticat modernizarea orașului. Noi am criticat modernizarea proastă și făcută fără, cum să vă spun eu, pe repede înainte, semnat câte contracte naiba au fost, nu știu câte au fost, 9, 11, câte ar fi fost. Semnate atunci repede ca să pot raporta în campanie că am semnat contracte. Chitic mă cheamă. Da, da, știu. Bun. Deci nu Carabela, Chitic mă cheamă. Atunci monitorizam și chiar am vorbit despre asta. Și chiar am vorbit la dumneavoastră în emisiune, dacă vă aduceți aminte. Amândoi am spus că sunt niște proiecte făcute pe genunchi. Da. Am stabilit că, de fapt, obiectivul era să pună asfalt, nu să facă infrastructura, să integreze. Nu se știa de stațiile de autobuz, nu se știa cum vor fi realizate. Ele au fost amplasate în niște locații în care, știți că avem două situații aberante, în care stația fie în curbă, fie în aer. Da. Bun. Dar știți bine care sunt procedurile, nimeni că nu știe mai bine au costat cât au costat. Și stațiile au costat, mai spuneți că au costat o stație 60.000. Nu, n-am zis. Au costat 29.000, 30.000. Și 30.000 au costat instalarea. Astea sunt prețurile. Mergeți, eu am fost și în toate țările. Instalarea. Unde merg, unde mă duc, fac poze. Fac poze și încerc să înțeleg sistemele cum funcționează. Nu s-a făcut doar la Piatra Neamț. Dar dacă ai oportunitatea să faci lucruri de astea, pentru că un oraș înapoiat, cu bani puțini, are acces la super, la high-tech, la super tehnologie. Adică ei, ce ultimul regnet pe piață. E rău că s-a luat, trebuia să faci... Încă o dată vă spun. Dar dacă făceam cu băieții aia care fac bănci și, nu, și coșuri de gunoi o stație, o făceam cu 1000 de euro. Dar revin, dacă sunt două stații prost amplasate, eu am voie să spun că e prost absolut făcut. Dar a spus-o și noi. A spus-o și primarul. Nu. Bun. Acum revenim. Mi-ați spus, era direct la noi, la ziarul nostru, chestia cu concursul de călărie. Haideți să stabilim încă o dată un lucru. Noi am fost cei care tot timpul am să simt... Sunt foarte informat. Bun. Aici vă spun eu. Doar paharul gol. Deci vă spun eu cum e cu partea cu coniacul. Așa. Acolo e cunoscător mulți la coniac în zona respectivă. Deci, bravo lor, la vârsta lor. La vârsta lor, dacă pot. Și ați văzut că dacă nu vă purtați frumos, vă dau afară și din partidul. Da, să fie sănătoși. Să rămână acolo. A mai fost dată afară. Deci, să vă spun, noi am susținut cât am putut, de-a lungul istoriei, ca să mă refer așa, concursurile hipice la Piatra Neamț. Alea, făcute... O singură cupă care a rămas de referință, cupa Danhil, când a fost Sopescu. Deci, de asta vă spun. Acum, lucrurile, din punctul nostru de vedere, e foarte bine că se face un concurs. Problema este dacă se face. Două variante. Varianta A. Clubul sportiv Ecvestru Costache Lupu,
ca să fim foarte bineînțeleși. Așa se cheamă clubul? Clubul sportiv Ecvestru. Te rog frumos, pe masă la mine trebuie să fie un program. Da, te rog cred, să mi-l aduci. Mai ales că e și Viorel care da. Întărește. Deci, nu. Ecuația. Clubul sportiv Ecvestru, Costache Lupu, deci Costache Lupu, ca să fie foarte clar, face un concurs pe banii lui, aparent, da. În realitate, uite-te-te. De unde este clubul sportiv? Ca să nu greșesc, să nu poate greșesc. Vai, dar nu scrie nicăieri Costache Lupu? Ba da, pe toate hârtiile. Poate nu pe invitație. Doamne, doamne, sincer, nu văd nimic aici Costache Lupu. Dezamăgit. Nu sunt dezamăgit. Eu mă întreb cu cine a semnat primăria contractul. Pentru că... E un contract semnat interinstituțional, nu? Interinstituțional, da. Dar cum să faci România tu de... să faci un contract și tu să n-apar pe afiș? Haideți. Mi se pare puțin așa. Unu, doi. Apare o siglă aici. CSIO 1 Ostea Cupa Municipiului Piatra Neamț. Îmi pare rău. Am căutat în calendarul Federației Internaționale. Nu apare această denumire în calendar. Da, apare Cupa Municipiului. Nu, apare o probă e în o concurs. Probă în cadrul concursului. O da, probă în cadrul concursului. În situația asta, o probă poate să fie la Piatra Neamț și următoarea probă poate să fie la Bacău sau la Suceava. Corect. Și el adună, să, că poate e vorba să fie de și puntaș. La domnul Schumann acasă în curte. Exact. Cel care... are un reprezentant aici, domnul Schumann, să parcă așa îl cheamă, păi este cel care, cum să vă spun eu, cam conduce federația asta de Ecvestră. Păi aveți nu, informații pe care eu nu le-am. Păi nu, e o informație pe care nu o aveți, adică dar vă spun eu, întâmplător, cineva din familia acestui domn a câștigat la Piatra Neamț, din 100.000 de lei puse ca premii, vreo 20 și ceva de mii. Dar cum i-a câștigat? Păi asta mă întreb și eu, că dacă nu, a fost o singură probă... A alergat pe mai mulți cai? Sau? Nu știu, că nimeni nu ne-a spus. Deci, eu vă spun așa, un om câștigă 9 premii în, în această competiție. Adică ce, clubului sau... Nu, un om. Lista cu premiile, am publicat-o aseară târziu. Îmi cer scuze, n-am citit. Știu, deci asta e, chiar este un material care... e de citit, dar cum să vă spun, cu creionul în mână. Și spune acolo că doamna asta a câștigat, domnișoara, a câștigat 9 premii. Acum eu am o dilemă. Stați puțin, vorbim despre domnișoara, adică în sensul de sportiv, de călăreț, da, nu? Da, 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 călăreț. Și a furat la punctaj sau nu? Nu, n-a furat. Eu vă întreb așa, adică a fost o competiție. Au măsluit? Nu! Eu întreb doar atât. Cred că nu e drept să vorbim despre de un noi. Călăresc că a câștigat top premii, că spus... nu le-a câștigat la matabă. N-ați înțeles. Eu spun doar așa, dacă am avut o probă, Cupa Municipiului Piatra Neamț, așa. Cum Dumnezeu să premieze primăria un singur sportiv de 9 ori domnul pe Bărescu, listă? Ce spuneți e deplasaj, zău. Adică să premieze primăria. Primăria a făcut un fond pentru premii. Așa. Da? Care a trecut prin Consiliul Local și fond s-a stabilit... pentru premiile care? Pentru premiile acestei competiții. Competiție sau Cupa Municipiului? Vedeți că vă contraziceți cu domnul primar. Nu mă domnul primar a spus în emisiune că el nu va da bani decât pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț, proba. Exact. Ori, proba nu, este nu, partea vreau competiției. Să vă întreb ceva. Când s-au alocat banii, am știut noi cine câștigă? Sau... Păi nu că s-au alocat pe o simplă hârtie. Nu, dar... eu nu înțeleg, n-a fost o competiție. E un sportiv, deci sportivul a furat. Dacă a luat un premiu. N-a spirat, el a păi primit nu, dar bani. Nu înțeleg unde e problema. Adică a primit un singur câte om. Prob- eu nu știu, nu înțeleg. Nu. Bine, nici nu sunt foarte informat pe partea asta, că nu m-a interesat. Deci, dacă noi am avut o probă care s-a chemat Cupa Municipiului Piatra Neamț, da. Probă în cadrul unei competiții. Internațional, da. Și primăria premiază proba, da. Nu aveai cum într-o probă așa. Un singur competitor, dar mai sunt și alții care au primit și ei mai multe premii, așa. Să primească 9 premii în proba aia.
Că nu poți să dai un premiu pentru... De unde știa primăria cine o să câștige? Pentru fiecare obstacol. Adică vă închipuiți că o să știa nu, primăria nu, cine... Deci, încă o dată, noi nu acuzăm primăria. Primării? Deci primăria să nu mai sprijină astfel de competiție. Primăria are o singură vină. Că a promovat un proiect pe baza unei cereri, fără nicio documentație în spate, care a venit după aceea. Asta este vina primăriei. De aici încolo, că au scos bani mai mulți decât pentru probă, asta nu-i mai e probă. Nu mai e problema noastră. Păi da, deci s-au scos bani pentru întreaga competiție și s-au dat premii și la alte probe în afara celor din proba respectivă. Care vorbim noi, este parte componentă a unei competiții. A unei competiții internaționale. Așa. Da? E ca la, nu știu, la tenis. Iei premiu pe un turneu, pe poziția pe care ești. Da? Și după aia te duci în clasamentul mondial cu punctajul pe care l-a acumulat la diverse turnei, da? Da. Adică am primit un mesaj, trebuie să văd că nu, mă rog. unde nu știu, nu mă bag. E cineva din sistem, îmi spune cel care au luat banii, nu mai intru acum în amănunte că n-are rost. Cel care a primit toate premiile. Bun. Trecem și peste asta. Deci, eu vă spun, nimeni nu acuză primăria că sprijină una sau altă activitate cu impact public. Da, ok, foarte bine, sprijinim, facem. Dar hai să o facem după reguli. Nu, domnul Bălănescu, și vreau să vă spun asta, că mi-am adus aminte și de iujuri și de alea și de alea. O facem după oameni. După ce își doresc oamenii. Oamenii pe care eu mă îndoiesc că oamenii s-au așteptat să vadă un iuj în centrul orașului. Unii da. Unii au fost. Am văzut și eu. Bogdan, caută și mie o poză, te rog, aia care mi-a plăcut mie de acolo. Știți când s-a mărtit iujul ăla acolo? Era plin. Dar el nu e un iuj. El este, de fapt, o roată. Că e un iuj modernizat. Există și la Nisa, carusel. Există și în alte... Vă spun asta, Nisa avem și noi export? De personal, în zona Nisa. Nici Nisa nu mai e bună. Ba da, este foarte bună, că e o dovadă că acolo se pot face afaceri fără probleme. În Paris există. Există și în Barcelona carusel, care sunt la Londra. Sunt amplasate și sunt fixe. Bun, am să vă spun ceva. Mi-a venit o idee. Ce ați fi vrut? Da, știu. Și știu și unde vreți să-l pun. Nu, dar eu aș face birouri în carusel. Da. Deci, de ce? Că dacă s-ar învârti tot timpul și ar fi și deasupra orașului, ar fi foarte bun. Înțelegeți că lucrurile se fac, de exemplu, dumneavoastră agreați chiar toate organele de presă, televiziunile, nu aveți televiziuni care vă fac scârbă? Da, eu nu pot să-mi exprim această... Zone. N-aveți voie pentru că sunteți în branșă. Da. Dar eu mă pot exprima liber că nu sunt instituționalizat încă. Da? Da. Da, după emisiunea asta nu se știe. Poate, da, am înțeles. N-aveți lucruri care vă ripilează? Pa, da. Asta e. Oamenii cer asta. Pentru că știți cum e. Asta înseamnă democrație. Cerere și ofertă. Dacă oamenii cer ceva, trebuie să primească acel ceva. Pentru că sunt majoritari. Dacă oamenii și-au votat, oamenii pe care îi avem astăzi, asta e. Ne place, nu ne place, ăia sunt reprezentativi până la următoarele alegeri. Da? Deci, eu n-am nicio problemă împotriva roților. Eu am fost un mare fan a acelei roți. Știu sigur că n-ați fost. Și să fie și pus în fața teatrului? Nu. Dar acolo s-a putut pentru că nu exista spațiu. Acum, dați-mi voie să spun eu. Cel care a făcut presiuni să se pună roata asta acolo. Că eu nu cred că Andrei Carabela murea de plăcere să vadă o roată. Exact. Cel care a făcut presiuni să facă acolo, trebuie să se ducă, să facă niște cursuri, nici nu știu cum să spun. Nu, domnul Bălănescu, n-a făcut nimeni presiuni, nu contează dacă s-au făcut sau nu presiuni, ideea este următoarea. O cere poporul? Și-au dorit copiii asta și părinții lor? Au fost fericiți? Eu nu cred că există o cerere, puneți-ne iuj. Nu. Roată. Nu cred că există o cerere. Dar am făcut studii. Eu... față de alte orașe unde a fost această roată și unde a avut succes, mare succes, și pusă tot în centru. Uite, nu m-am gândit niciodată să văd cine este patronul acestei roți. Nu știu. Deci,
cred că ar putea... V-aș ajuta, dar nu știu. Așa. Bun, acum, pe de altă parte, fiți de acord cu mine că oamenii acceptă când văd chestia asta și are un copil de mână alături care spune vreau și eu acolo. Și trebuia să-i spui copilului, nu, te duc la teatru duminică. La teatru ăla unde avem parcă niște spectacole cu obscenități la vedere. Păi, noi am spus și asta. Păi, v-am citat. Da. Deci, oamenii acceptă de nevoie de multe ori în lipsă de altceva sau în lipsă de alte locații în care se poate să stea roata asta la locul ei. Domnul Bălănescu, aici discutăm, venim la o discuție pe fond și eu sunt convins că ne dați măcar încredere pentru viitoarele manifestări care vor fi odată cu modernizarea ștrandului, încet, încet mutate în ștrand. Pentru că în centrul orașului, așa cum nu se plătează curtea domnească, cred că nici centrul... Da, să devină pietonală, să fie sâmbăta, duminica, dar nu să ții centrul închis o săptămână, pentru că așa impune, de exemplu, montarea facerea scenei. Și desfacerea, da. Montarea și demontarea scenei. Spre asta se tinde. Dar nu poți să faci lucrurile brusc. Pentru că așa cum vreau să sunteți nemulțumit de iuș, de, nu știu, de alte lucruri, pe bună dreptate, există o mare masă care e foarte fericită. Apropo de grătare, eu nu mi-aduc aminte, copil fiind, să fie vreo petrecere din asta publică. Ce mâncați de 23 august? Nu mâncați mici? Ați uitat cum era și eram foarte fericit și ne bucuram. Noi nu știam că ne bucurăm de 23 august. Noi ne bucuram că era liber și mâncam mici. Domnul Harbus, eu m-am dus în centru să mănânc o bucată de friptură. Nu, și nu. Și n-ați găsit. Nu e asta problema. Să vă explic. Punctul meu de vedere. Am încercat, după ce am trecut pe lângă roata care nu e iuj, am trecut pe lângă ea și am zis să mă duc să-mi cumpăr ceva. Da, s-a avut să vă dați puțin, nu? Da, să știți că n-am avut nicio problemă dacă nu eram cu... Camera de la vedere. Lângă mine și de înregistrat. Mă dădeam, nu e o problemă asta. Problema este alta. M-am dus să intru, să mă duc să comand și eu ceva, un porumb fiert acolo, nu știu ce. Dom'le, nu aveai loc să treci. De ce? Pentru că o minte creață, nu știu cine, nu mă interesează, a pus tonete și pe o parte și pe alta și mese, două rânduri de mese, nu mai aveai loc să treci nici pe o parte. Ceea ce e bine, că era lume. Deci eu sunt de acord. Erau 3 metri între mese, între bancă și agenții comerciali. Eu vă spun că chiar dacă eu am un metru și ceva pe lateral, vă spun nu, că... Dar spus că erați mai mulți și de-aia. De asta. Deci nu puteai să intri... S-a măsurat și erau 3 metri. Că era aglomerat. E foarte bine, nu asta ne-am propus să fie aglomerat. Nu ne-am propus să avem cât mai mulți participanți. Gândiți-vă că au fost peste 15.000 de participanți în 2 zile. Deci, eu zic că a fost un succes. Oamenii s-au bucurat. Dacă era gol, înțelegeam. Da, tocmai am primit o știre și nici nu știu dacă să-i dau drumul sau nu. Că e interesantă. Percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea ilegală de fonduri publice. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație. Interesant. Așa, desfășoară o amplă acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat cu 42 de mandate de percheziții domiciliare în municipiul București, Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași. Interesant e că are loc asta, acțiunea asta, după ce zilele trecute s-a întâmplat ceva asemănător la Timișoara. Și ieri, percheziții domiciliare la persoane bănuite de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal, întâmplător cam în aceleași locații. Deci ieri s-a întâmplat asta, alaltă ieri. Adică ieri și astăzi, asta așa ca o știre, să spunem. Asta sunt știri care ne fac să uităm cât s-a scumpit benzina. Nu. Produsele accizări. Nu, ne fac să ne dăm seama că noțiunea de pompe funebre are cu totul și cu totul altă conotație. La pompe. Se are cu totul și cu totul altă conotație când te apropii de un peco, știți? Da, deci
E o lume interesantă. Eu sunt de acord. Facem mici, facem grătar. Dar haideți să nu facem... Da, n-am voie să pronunț cuvinte de genul aveți ăsta. Aveți voie orice. Hai să nu facem țigăneală. Ce țigăneală aș face eu dacă aș putea da autentică? Bine, autentică! Pentru că eu m-am întâlnit acolo cu prieteni de-ai mei, țigani, nu rom, că romii exact, n-am prieteni, da. Am țigani prieteni, care mi-au zis, șefu, uite la mine cum am transpirat aici, n-am loc nici să mă învârt, să-mi iau friptura. Da. Bun. Deci, ăia care vroiau să facă, să simtă bine. Lucrurile că ei știu să se simtă bine. Atât avem, atâția bani avem. Ăsta este publicul care ne cere, ce ne cere, iuși sau fripturi sau grătare în centru, asta oferim. Pentru că eu nu puteam să vin de zile orașului cu food truck-uri și cu cine știe ce, până nici nu vreau aia să vină oricum. Nu vin, știți că nu le place. Berarii nu au vrut să vină la Piatra Neamț. Nu mai spun că au fost și artiști care n-au vrut să vină la Piatra Neamț. Dar atâta renume avem și atâta putem. Încet, încet o să schimbăm lucrurile. E foarte adevărat, dar cererea trebuie să vină de la oameni. Nu să impun eu de mâine fructe de mare și... Dar cine? Dar dumneavoastră știți ce succes au avut festivalul ăla de fructe de mare la Piatra Neamț? Așa pot să spun și eu. Ce succes au avut zilele orașului la Piatra Neamț? Ce v-a deranjat aglomerația? Nu, e foarte bine, am și spus. A fost mai aglomerat decât când a fost festivalul de mâncare mediteraneană. Și cred că au fost mai mulți oameni. Și le-a plăcut mai mult. Eu n-am spus nimica de rău. Pentru că mâncarea mediteraneană, că noi toți alergăm... Că organizarea se poate face într-un fel sau în alt fel. Spuneți-mi asta, cum? Când deci, ai 16 agenți comerciali și trebuie să îi împarți pe o stradă care are o lungime limitată, că nu mă întind cu ei în tot orașul, ai atâtea locuri și alea au fost limitate pentru că au fost mai mulți care și-au dorit să fie acolo. Ce poți să faci mai mult? Decât să lași 3 metri culoar, eu de unde să știu că va fi chiar atât de aglomerat? E o primărie, eu zic, nu eu, că n-am măsurat eu, deși am fost la toate probele și am fost cu... Cei doi băieți de la... fost la călărie. Cei de la... N-am fost. Recunosc. Acolo s-a dus de la... Băieții de la comunicare care au muncit, n-au dormit o oră, o săptămână și care au încercat să fac ce e mai bun și mai potrivit pentru zile orașului. Adică chiar au fost niște eforturi și niște oameni, nu mai vorbesc aici de ISO, nu mai vorbesc despre pompieri, despre poliție. Toți au făcut eforturi să iasă bine. N-am avut niciun eveniment negativ. În afară de faptul că unul a aruncat jarul, dar putea să arunce și țigara, a aruncat o mână de jar într-o pubelă în spatele blocurilor și au venit cei de la ISU și au stins un container care l-a foc. Slavă Domnului că s-a oprit aici. Și eu m-am bucurat că a venit taxi. M-am dus acolo. Am încercat să înțeleg ce spune. Să știți că n-a fost problema sunetiștilor, adică celor care au organizat sunetul, pentru că aceiași oameni au organizat sunetul și pentru Subcarpați. Înseamnă că au fost problema celor. Au avut o problemă cei de la taxi. Cei clar, de la taxi. Da, au avut o problemă de sunet. Dar ce vină are organizatorul? Nu, dar eu pot să spun că adică eu m-am dus cu toată deschiderea. Foarte, dumneavoastră sunteți fan taxi, da. Și eu. Foarte mulți nu-l plac, domnule, nu-l plac pe Teodorescu, nu le place despre taxi. Nu e genul lor de muzică. Da? Pentru asta a venit și Subcarpați, care are o mare notorietate și favorabilitate astăzi pe piață în România. E cea mai căutată trupă în momentul de față. Ne-am dorit să le oferim tuturor categoriilor, pe măsură și ceea ce își doresc, și spectacole, și mâncare. Adică nu poți să satisfaci doar o parte a presei, ca să zic așa. Dar nu, de ce să satisfaceți o parte a presei? Păi nu, așa e vorba aia, o parte a presei. Știți cum e cu partea presei? Eu nu mai scriu și nu mai fac pentru cineva anume. Eu scriu ca să rămână. Eu scriu ca să rămână. Și noi, aici la Mesagerul, am ales să scriem lucrurile. Pentru că menirea mea este nu să laud întotdeauna. Doamne ferește, dar ce? Menirea mea este să spun când ceva nu mi se pare foarte bine. Știți că întotdeauna am criticat alături de dumneavoastră. Ca să nu se mai întâmple lucrurile. Mi-am făcut și autocritica, de multe ori dacă a fost cazul, în poziția mea de politician versus jurnalist. Dar
credeți-mă că atunci când e nedrept, e nedrept. Pentru că, dincolo de lucruri care nu ne plac, și întâmplător coincid de obicei gusturile noastre amândurora, da? Așa cred. Nici eu n-am văzut foarte bine roata aia în fața teatrului, dar acolo, numai acolo încăpea. Deci acolo încăpea. Și ce era să fac? Să nu o mai punem? Și eu aș fi pus-o în fața prefecturii. Am încercat, dar n-am căput că acolo era, știți, că când e vorba de iujul, locul meu preferat e Curtea Consiliului Județean. Da, acolo chiar mergea. Da, dar acolo am lăsat loc pentru statui. Nu, acolo este locul pentru construcția aia de birou. Va fi și biroul ăla de 2 milioane de euro. Da, deci... Dar eu vă întreb altceva. Mi se pare normal Consiliul Județean să dea bani pentru zilele orașului la Târgu Neamț. Dar niciodată să dau un leu pentru orașul, municipiul de reședință de județ, municipiul reședință de județ. Mi se pare normal să dea la Târgu Neamț și să dea și la Piatra Neamț dacă îi se face o cerere în sensul ăsta. Haideți, domnul Bălănescu. Deci domnul Harpa a făcut o cerere. Bun. Scrie pe hârtie. Nu am nimic cu domnul Harpa. Domnul Harpa e un primar ok, organizează frumos. Adică nu mă refer aici, nu atac persoană sau primar. Nu, nu, dar zic... Da. Deci, eu, vă întreb, eu știu cu jocul la loto, știți? Eu vreau să văd și eu. Dăm, Doamne, să câștig la loto. De atacurile prefectului, care și el părea un om normal și chiar am avut o relație ok, sper să am în continuare cu domnul prefect. Brusc cum a venit prefect PSD pus de înălțimea și prea fericitul președinte, brusc și-a dat seama că podurile nu sunt ok în Piatra Neamț, și-a dat seama că nu e ok cu regulamentul pentru parcări. Apropo, de astăzi s-a semnat contractul alaltăieri și de astăzi au început să funcționeze, s-a reluat activitatea pentru contractare locuri de parcare. Deci parkingul și-a intrat în sfârșit în activitate și zic eu că s-a rezolvat problema parcărilor, cel puțin de reședință în Piatra Neamț. Și practic, adică cum se va desfășura chestia? Că, de exemplu, ieri am primit mai multe mesaje, chiar pe WhatsApp. Așa. Și acum eu ce fac? Zic, mergeți la parking. Ce dan emisiune la dumneavoastră, domnul primar a spus că de-abia după 18 iulie se pot face contracte. Dar, nu știu ce aplicație. Dacă vă uitați atât la emisiune pe care am văzut-o și eu, domnul primar a spus așa, pe 18 iulie este data când vom începe, dar dacă o putem... Bun, deci de asta zic, aștept de la domnul parking. Dacă putem începe mai devreme, vom începe mai devreme. Și am început mai devreme pentru că noul soft are nevoie de o perioadă, oamenii trebuie instruiți, are nevoie de o perioadă de implementare, o perioadă de tranziție. Atunci se merge pe vechea... Și se merge pe vechiul și noul, pentru că asta nu afectează niciun fel softul ăla, nu afectează niciun fel beneficiare de locuri de parcare. Adică sistemul e același. Se poate face și online, adică nu afectează niciun fel. Doar că singura diferență este că cel softul nou va cupla, va crea interfața cu cei de la taxe și impozite. Adică oamenii nu vor mai fi nevoiți să ducă să-și ia dovadă că de la taxe și impozite că n-au datorii la primăria Piatra Neamț. Totul se va face online. Și acum este detașat un om de la taxe și impozite la parking care încearcă să facă cât mai lină această trecere de la un sistem. Eu când aud un om de la taxe și impozite și trecere lină, mă gândesc că primul lucru la care mă gândesc sunt penalitățile. Mai bine penalități decât penali. Vă rog frumos. Ce? Vă rog frumos. Știți cum e? Tocmai citeam o carte acum și e fantastică. Nu dau nume aici. Apropo de cum se întâmplă lucrurile într-o lume viitoare, și tot timpul spune așa că totul se învârte în jurul principiului bine, rău, știți cum e. Și acum dacă vorbim despre penali, înseamnă că ar trebui să avem și lucruri bune în județul Neamț, nu mai penali. Ceea ce noi ne-am remarcat întotdeauna prin tot felul de fapte. Primul atentat cu bombă, Academia Infractorilor, să vă mai zic?
sau dacă vreți, vă pot da eu exemplu. Bun, să cităm atunci din Mesagerul, că tot astăzi, nu știu, cred că sunt addicted, am venit și n-am văzut Mesagerul și nu mă simt în largul meu. Pe 7 iulie, domnule. 7 iulie. Dacă citeați Mesagerul numărul trecut, vedeați, datorită generozității Poștei Române, generozității furnizorilor de hârtie. Furnizorii de hârtie și a statului român care a ales... Nu e chiar statul vinovat. Dar asta este evoluție în toată lumea. Nu, dar nu. În alte părți, statul român, chiar din această țară, statul român a fost culant, galant și a scos niște hârtie de, de rezervele statului pentru niște publicații din alte părți ale țării. În alte părți. La noi. Adică oamenii au făcut o cerere la prefecturi, prefecții stați, au... Stați puțin. Da. S-a scos din rezerva de stat, da, și s-a dat în alte țări. Nu, s-a dat la, în alte zone ale țării, am spus. În altă zonă. Și au fost o gură de oxigen pentru niște redacții, au plătit prețul hârtiei la prețul care era la rezervele statului. În zona Moldovei nu se poate pentru că noi ne-am învățat. Noi ne suntem săraci, suntem prea săraci ca să luăm hârtie veche de la rezervele statului. Așa că plătim pe tona de hârtie peste 1000 de euro acum. Ceea ce face ca prețurile să ia razna, ceea ce face ca să fim captivi în prețul pe care l-am declarat la poștă pentru abonamente și de aceea în lunile în care sunt 5 apariții, una am renunțat la ea, ca să nu afectăm viitorul ziarului al instituției. Afectați echilibrul celor care nicio problemă, nicio problemă, o să ieșim cu mai multe pagini în numărul următor și vă spun de pe acum, uite, dacă vreți, unul din titluri va fi să nu uităm de unde am plecat. Așa va fi. Și se va referi nu la primăria Piatra Neamț, nu la primăria, dar va avea un element legat de primăria Piatra Neamț, se va referi la o situație care afectează tot județul. Asta pentru ca să încheiem așa cumva... Apoteotic și apoteotic. Relaționat, dar dacă mai este ceva, dar mai este, dacă mai este ceva ce ar trebui spus pentru populație... Apropo... Să nu spuneți o răutate. Nu spun o răutate. Termina frumos emisiunea. Nu spun nicio răutate, ba chiar vreau să laud. Așa. Am înțeles că domnul prefect a fost... Așa, dați înainte că e bine. Domnul primar, așa, Andrei Carabelea, ca să fim foarte preciși, a fost prin Mărăței ieri, la o întâlnire cu cetățenii. Da, am fost și eu cu dânsul. Și cum a fost? Foarte frumos. Oamenii s-au plâns de probleme pe care le au și chiar au probleme. Chiar până le-am filmat. Este acolo o centrală din asta termică. Oh, da, dacă vreți, până acum ai imagini de acolo. Acum 4 ani, acum 5 ani, acum 2 ani. Recunosc că n-am fost niciodată acolo între blocuri. De fapt, sunt două centrale. Una va fi amenajată și va fi făcută creșă. Chiar într-o lună de zile să încep lucrările. Iar una nu este securizată, este spartă, cei care stau în Mărăței și cazul dumneavoastră. Dar nu mi-ați făcut nicio plângere în sensul ăsta. Sunt deranjați pentru că acolo sunt cercetători. Am încercat pe CityUp și n-am reușit. Păi, eu v-am spus că e mai greu cu tehnologia. Știu, dar m-am bucurat totuși că deja în genele mele, în genele mele deja a intrat digitalizarea după vizita ministrului. O să râdeți. Ieri. Au intrat pe aplicație oameni de la întâlnirea... Ce a zis de ministru? Deci după ce a venit ministrul digitalizării la zilele orașului... Nu sunteți mândru că aveți un ministru... Ba da! Tocmai de asta vă spun că în aura domniei sale am intrat și eu în aura domniei sale și deja am primit informații despre cum să pot... V-ați contaminat? După cum pot folosi mai bine digitalizarea în accesarea... Bun, eu vreau să termin într-o notă pozitivă, să nu răspund la această provocare mizerabilă. Bun. Da, acolo chiar reprezintă un pericol central. Aia, din punct de vedere al ordinii liniștei publice, al igienei, mai un veceu public acolo. Scuzați, dar mi-am să aminte un cântec din grădiniță. Ne jucăm, ne jucăm cu degetul mare. Nu știu unde vă jucați cu degetul mare. Da, era un cântec, apropo de digitalizare.
Vă rog. Da. E adevărat că digitalizarea s-ar putea să ne creeze așa niște frustrări, mai ales generației noastre, dar trebuie să ținem cont că digitalizarea caracterizează generațiile care vin din urmă și care nu mai au acces la ce am avut noi. Sunt văduviți de accesul la foarte multe lucruri pe care le-am avut noi în educația noastră, în școala noastră, și atunci lăsați-i să trăiască și ei. Da, eu n-am spus adică nimic. Mai lăsați-ne să mai trăim și noi, nu ne mai criticați toată ziua. Bine, deci nu mai criticăm. Oameni buni, încheiem emisiunea aceasta într-o notă extrem de serioasă și pozitivă. Ca să fac un rezumat, ieri a avut loc vizita de lucru a primarului municipiului Piatra Neamț împreună cu directorul său de cabinet în cartierul Mărăței. Nu, unde și cu foarte mulți directori și din... Directorii din instituție, directorii care au rămas competenți în instituție, în cartierul Mărăței, un cartier cunoscut pentru faptul că oamenii de acolo trăiesc acolo. Doar pentru că locuiesc exact acolo. De-aia am și venit. În urma acestei vizite a avut loc această emisiune, la începutul căreia am spus că nu știm dacă avem discernământ. Nu știu dacă în cazul meu e urmarea vizitei domnului primar în Mărăței, dar s-ar putea că în cazul sunt foarte șocat și jignit pentru faptul că n-ați participat la această întâlnire cu cetățenii. Dacă aș fi fost anunțat... Lumea bună a venit, adică toți cetățenii. Păi tocmai de asta am N-am zis. N-am chemat și presa. Păi tocmai, deci presa, eu nici nu știam în ce calitate să vin acolo. De cetățean, locuitor al cartierului Mărăței. Bun, atunci o să-mi răscumpăr vina. O să-mi răscumpăr vina și o să folosesc CityApp. O să scriu pe CityApp problemele cartierului Mărăței. Promit. N-ajungeți la primărie până nu postez ceva pe CityApp. Ceva rău. Nu, ceva de bun. Ok. Ceva de bun. Un loc care este emblematic pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamț în ultimii câți ani au trecut, din 2000 până acum? 22 de ani. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. N-a fost chiar așa rău. Deși eram pornit să ne certăm. A fost distractiv până la urmă. Da, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mă rog, putem spune că a fost o emisiune astăzi. Dacă cumva mai rezistăm până mâine, ne întâlnim la aceeași oră la o cafea. Cu discernământ. Sau dacă nu cu discernământ, cu Viorel Cosma, pe care o să-l invit mâine în emisiune dacă nu se întâmplă nimic rău în zonă. Numai bine, la revedere!